Să vă mulțumim de această dupămasă. Vom vedea o altă căsătură ca un, de caracter a unui credincios ca să fie fericit. Această dupămasă ne uităm la versetul 5 din Matei, la versetul 7 din Matei, capitolul 5. Și aici spune așa: ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Amin. Și m-am gândit în textul biblic sau în Biblie și am zis ce text s-ar putea potrivi mai mult sau mai, să fie mai bun pentru seara aceasta, pentru sufletele noastre, decât ca pilda samariteanului, samariteanului milos. Și vrea să deschidem și la Luca, să citim această pildă care Domnul Iisus a pus-o pe, să zic așa, pe paginile Sfintei Scripturi, dar m-aș bucura și m-aș ruga totodată ca Dumnezeu să o pună și în inimile noastre în această dupămasă. Să, zic așa, o luăm de pe paginile Sfintei Scripturi și o transcriem în inimă. Luca, capitolul 10, de la 25 până la 37. Spune așa: un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău, și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viața veșnică. Dar el, care voia să se îndreptățească, a zis lui Iisus: și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis: un om se pogora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravân, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare, se pobora pe acolo, pe același drum, un preot. Și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela, și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el, și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de, i-a legat hrănile, a turnat peste ele un de lemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și i-a zis: ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre acești 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă de el, a răspuns învățătorul legii. Du-te și fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Amin. Amin. Acum, dacă am citit această epistolă, acest pasaj, aș vrea să pun și o întrebare. Mă gândeam să o pun înainte de pasajul acesta, dar cred că e mult mai bine să o adresez acum, după ce am citit pasajul acesta. Suntem, ca și surori, niște oameni, sau oameni care să avem milă cu sufletele noastre? Poate zicem, da, suntem. Haideți să ne gândim la pasajul acesta, că și oamenii ceilalți erau din biserică, sau trăiau în biserică, slujeau în biserică, și vedem atitudinea lor, inima lor. Și dacă mă uit în textul acesta și să mă asemăn cu ultimul exemplu, ultima persoană, pot să spun că nu am milă. Și în viața mea lipsește această caracteristică a unui om credincios. Nu pot să zic că n-aș avea deloc, atunci aș fi mincinos, dar sunt cel mai, să zic așa, de jos. M-am cercetat,
Încă de când am primit știuța asta și am văzut la ceea ce sunt pus să vorbesc, m-am văzut cel mai nedreptățit să vorbesc de aici și vă spun cu toată încrederea, tot adevărul. Pentru că mă văd atât de, nu știu cum să zic, dezvârșit, de egoist și toate celelalte lucruri negative. Și numai milă parcă lipsește în viața mea. Aici, în acești trei oameni, era primul, zice că era un preot care a trecut pe acolo și în versetul 31. Preoții se ocupa la templu cu aducerea mesajului din partea lui Dumnezeu și să vorbească din partea lui Dumnezeu. Și acest om, preot, ca să aibă, să zic așa, din ale lui Dumnezeu, vedem că, deși lui îi lipsea această caracteristică, mila, el s-a dus grăbit să-și facă treaba lui în biserică. Dar, de altă parte, și lucrul ăsta aparținea de lucrurile, de slujirea care putea să o facă la biserică. Și noi, de multe ori, poate, așa cum am spus eu, vorbim din cuvânt, dăm îndemnuri, dar când suntem puși la testul acesta, poate la milă, la ce am văzut la țară, în altă țară, suntem așa de deficitari. Dumnezeu să ne ajute ca să ne cercetăm și să dorim lucrurile duhovnicești ale lui Dumnezeu în viața noastră. Apoi Levitul, tot așa, se ocupa cu cântarea la templu. Și omul acesta era grăbit să-și facă slujirea lui de zi cu zi sau din timpul pe care l-avea el, dar nu s-a gândit că omul acesta care era căzut între tâlhari sau care a fost aici pe marginea drumului, tot așa, făcea parte din slujire, din testul care Dumnezeu putea să lase pentru fiecare dintre ei. Dar ceea ce remarc aici în ultima persoană și aici se descrie, să zic așa, atât de minunat Domnul Iisus Hristos. Și aici omul acesta se aseamănă atât de frumos cu Domnul Iisus Hristos și zice s-a apropiat de a lega rănile, dar și versetul 33, și dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de a lega rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. Frați și surori, poate dacă ne-am fi grăbit să răspundem că da, suntem niște oameni miloși și mila noastră nu arăta, să zic așa, ca în exemplul acesta, în versetul acesta, că mila, odată ce o ai, trebuie să aducă și un sacrificiu după ea. Și nu pot să spun că am milă și împart cu cei dragi sau cu cei din jurul meu, dar fără să mă coste ceva. Că nu pot să am, nu știu câți bănișori la mine și o să zic că am milă pentru ei, dar să plec tot cu bănișorii să trec de persoana respectivă. Și o să dau și un exemplu aici din viața personală. Apoi, nu că l-a costat, să zic așa, timp pe omul acesta, poate și bani, dar spune mai departe în versetul, așa, a doua parte a versetului 35. Deci a doua zi când s-a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și i-a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Frați și surori, asta vrea Dumnezeu de la noi. Vrea să fim fericiți, dar mai mult decât a fi noi fericiți, are, să zic așa, Dumnezeu așteptări de la noi ca să facem fericiți pe cei care trec prin încercări, prin necazuri și prin nevoi. Și Dumnezeu, prin aceasta, și chiar zice aici o explicație și o să citesc și de pe versiunța asta, că stare minunate cuvintele de aici, Dumnezeu vrea ca să, fericirea care vrea să o avem noi, vrea să o împărțim și cu ceilalți. Și mila, cu alte cuvinte, înseamnă fericire. Și aș vrea să luăm câteva exemple din Scriptură și aș vrea să mă ajut un pic, Ștefi. Proverbe 14, 31 spune așa. Și vreau să știu de acolo să nu mai spustigăm un pic de timp. 14, 31.
Zice, cine asuprește pe sărac, va jocorește pe ziditorul său. Dar cine are milă de cel lipsit, cinstește pe ziditorul său. Cu alte cuvinte, atunci când avem milă de cei din jurul nostru, zice acolo în a doua parte, zice, dar cine are milă de cel lipsit, cinstește pe ziditorul său, Dumnezeu. Apoi, în Luca 6, cu 36, spune și mai departe, și mai profund. Luca 6, cu 36. Zice, fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Dumnezeu are așteptări de la noi ca, dacă zicem că suntem copiii Lui, copiii lui Dumnezeu, ar vrea să avem și noi caracterul lui Dumnezeu. Zice, fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Dumnezeu ne cere un lucru acesta, frați și surori, nu că ar vrea să arătăm noi într-o postură diferită sau o trăsătură mai aparte ca cei din lume, și ar vrea ca să semănăm tot, să fim identici cu Dumnezeu. Și cum și Tatăl vostru este milostiv. Apoi tot în Luca 15 cu 20 și mai mult spune, și mai departe spune tot așa. Deci și-a ascultat și s-a sculat și a plecat la Tatăl său. Când era încă departe, Tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el, a alergat, i-a căzut pe grumazul lui și l-a salutat mult. Aici, dacă recunoașteți, e textul din Fiul Risipitor. Și tatăl acela, împăratul, care s-a dus să-și îmbrățișeze Fiul Risipitor, îl caracterizează pe Dumnezeu, pe însuși Dumnezeu. Și spune, când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el, de fiul pierdut, de fiul care i-a risipit, să zic așa, avuția, împărăția care a avut-o averea împărătească. Deci l-a văzut și s-a făcut milă de el, a alergat, de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Haideți să ne, să zic așa, să ne punem noi în acest exemplu din versetul acesta. Noi, când eram cei mai nenorociți dintre toți oamenii, sau la un fel, la un loc cu ceilalți, Dumnezeu și-a făcut milă de noi, s-a îndurat de noi și ne-a, să zic așa, a alergat spre noi, ne-a luat în brațe și prin Domnul Iisus Hristos ne-a îmbrățișat în acea armonie și acea părtășie de dintre Tatăl și Fiul, devenind copiii lui Dumnezeu. Și zice, și-a alergat, a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Asta face Dumnezeu, frați și surori. Se îndură de noi, de orice păcătos, chiar dintre cei care încă sunt pe calea pierzării. Dumnezeu are milă și mila Lui încă mai lasă la dispoziția oamenilor. Apoi, în Evrei 10 cu 34, și aici mai e un exemplu tot așa minunat. Evrei 10 cu 34, zice, într-adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună care dăinuiește. Asta aș vrea ca fiecare dintre noi să luăm un exemplu pentru viața noastră. Știind, dacă noi împărtășim, să zic așa, sau risipim milă care Dumnezeu a pus-o în inima noastră, zice, și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună care dăinuiește. Dar și în venitul nostru împărtășim cu cei nevoiași. Știm că în ceruri avem o avuție care dăinuiește. Dacă știm că avem lucruri materiale, să zic, în casa noastră și ajutăm pe cel lipsit, știți că avuția dumneavoastră sau lucrurile dumneavoastră dăinuiesc și mai mult în ceruri. Și asta aș vrea ca să luăm fiecare dintre noi în această seară pentru viața noastră. Dar am vrea să fac și, să zic așa, o descriere la mila aceasta. Și spune aici, în pagina asta, zice, și cei milostivi se vor bucura de fericire, așa cum însuși Mântuitorul îi asigură în această cuvântare sau în această predică, zice, căci ei vor avea parte de milă. Și aici Domnul Iisus Hristos însuși spune căci. Deci însuși Mântuitorul îi asigură în această cuvântare. Înțelegerea termenului milostiv are de-a face cu două nuanțe de sens care exprimă. Și în prima parte spune, mai întâi o atitudine a inimii, apoi reacția inimii care materializează
scuzați, apoi reacția inimii materializată într-o acțiune. Deci, în primul rând, este are de-a face cu o nuanță așa de sens care exprimă mai întâi o atitudine a inimii. Când, să zic așa, vezi pe un năcăjit, cum am spus în pildă aceasta, pe cineva cântit la pământ. Dacă avem Duhul lui Dumnezeu, nu ai cum să treci indiferent pe lângă persoana respectivă și să nu ți se declanșeze ceva în inima ta sau în inima mea. Și atunci când vezi pe un om cântit la pământ, un om lipsit, un sărântos, un cerșetor, cu siguranță dacă avem Duhul lui Dumnezeu noi, se declanșează acolo în inima noastră ceva. Dar n-ar fi suficient dacă rămânem cu declanșarea aceasta a inimii. Și spune în a doua parte, în a doilea asta, ce mai întâi o atitudine a inimii, apoi o reacție a inimii materializată într-o acțiune. Cu alte cuvinte, această declanșare a inimii ne face să trecem la acțiune, frașii și surori. Și din puținul nostru sau din multul nostru, ne face să fim, să facem acțiune. Dumnezeu să ne ajute ca să avem aceste două caracteristici sau două poziții așa în viața noastră. Să avem sensibilitatea aceea să simțim și declanșarea aceea a inimii și după aceea nu numai să avem lucrul acesta ca fiind insuficient, dar sensibilitatea aceasta a inimii să ne împingă la acțiune și să simțim cu cei din jurul nostru. Apoi, ca și definiție, mila este o stare a inimii care trebuie să ducă numai decât la actul milei față de asemenii care sunt în necaz. Încă o dată, mila este o stare a inimii care trebuie să ducă numai decât la actul milei față de asemenii care sunt în necaz. Asta este mila, frați și surori. Este o stare a inimii noastre, a omului credincios. Și nu poți să spui că ești credincios sau să zici că ești preot, cu textul din acest pasaj din Luca, nu poți să spui că ești preot și să nu ai această stare a inimii, a milei. După aceea nu poți să fii levit, să cânți în adunare și să slujești prin cântare, nu trebuie aici neapărat în față. Și nu bancă în adunare, nu poți să cânti lui Dumnezeu și inima noastră să nu fie sensibilizată cu această caracteristică a milei. Și Dumnezeu să ne ajute ca în această seară, că am trecut pe aici prin așa porțiunea aceasta, care de multe ori nu o băgăm în seamă, dar e atât de benefică pentru viața noastră. Și dacă, așa cum am văzut eu, deficitar, Dumnezeu să ne ajute să ne cercetăm și să facem o schimbare în sensul acesta. Apoi, mai departe, tot aici spune așa, zice, ajutorarea, da, lucrurile acestea care vin, provin din milă, sunt niște acțiuni și spune aici, ajutorarea, iertarea, mângâierea, încurajarea și sprijinul pentru cei lipsiți sunt expresia inimii omului milostiv. Deci toate lucrurile acelea sunt sau aparțin din starea inimii unui om credincios care are milă în viața lui de cei din nevoie. Deci ajutorarea, iertarea, mângâierea, încurajarea și sprijinul sunt expresia inimii unui om milostiv. Și Dumnezeu să ne ajute să avem din aceste lucruri în inima noastră și în viața de zi cu zi. Apoi mai departe, deci o imagine a milostivirii e construită în pilda semănătorului, așa cum am spus și cum am citit, în pilda semănătorului milos, la sfârșitul căreia Hristos spune și spune acelui fariseu, zice, du-te și fă și tu la fel. Așa cum am citit, îi spune în ultima parte că omul acesta, plin de Duhul cel rău, zice, cel ce și-a făcut milă de el, a răspuns învățătorul legii. Dar zice acolo, a vrut să îl întărâte cumva cu alte cuvinte pe Domnul Iisus Hristos, zice, dar el care vroia să se îndreptățească în versetul 29, a zis lui Iisus, și cine este aproapele meu? Și aici, în ultimul verset, 37, zice, dar cel ce și-a făcut milă de el,
spune fariseul. Și Domnul Iisus îi răspunde așa de minunat. Zice, i-a răspuns învățătorul legii, du-te și fă și tu la fel. Cu alte cuvinte, du-te și fă și tu. Și vedem în versetul 27, el spune legea, să zic așa, Noului Testament, cu punct și virgulă, zice în 27. El a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci omul acesta a recitat porunca Noului Testament cu punct și virgulă. Dar degeaba că nu era de niciun folos dacă nu făcea cum l-a îndemnat Domnul Iisus Hristos. I-a zis, du-te și fă-și la fel. Pentru că știa, să zic așa, verbal, toate lucrurile ce trebuie făcute. Dar numai practica îi lipsea. Așa cum am spus și eu, puțin să avem așa sensibilitatea milei și să nu trecem la acțiune. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Ca și un exemplu suprem, îl găsim în Domnul Iisus Hristos și trebuie să găsim exemplu cel mai pozitiv pentru viața noastră, cel mai bun pentru viața noastră în Domnul Iisus Hristos. Și nu doar în aspectul acesta al milei, dar în toate punctele de vedere trebuie să luăm pe Domnul Iisus Hristos ca punct de reper. Și deci, de asemenea, Domnul Iisus este plin de milă. Și Matei 9, cu 3-6 spune, și pe rog, Ștefin, spune așa, Matei 9, cu 36, ce când a văzut roatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-aveau păstor. Frați și surori, dacă citim Evangheliile, găsim că Domnul Iisus Hristos de multe ori a trecut prin această stare a inimii de a-i fi milă de cei din jurul lor. Când a vindecat pe cei bolnavi, pe ori, iar tot așa se specifică evangheliștii, că s-a făcut milă de el. După aceea când a înmulțit pâinile, sau înainte să înmulțească pâinile, zice că a văzut multă groată și s-a făcut milă de ele pentru că au fost și era foame. Dar aș vrea să ne gândim la o remarcă și mai mare a Domnului Iisus Hristos. Atunci când era pe crucea Golgotei, și aș vrea să ne amintim fiecare dintre noi, Domnul Iisus Hristos a zis câteva cuvinte și a fost, să zic, cuvintele care ne reprezintă pe fiecare dintre noi. În Luca 23:34 spune așa Domnul Iisus Hristos. Deci, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Cu alte cuvinte, Tată, fie-ți milă de ei. Și strigătul Domnului Iisus Hristos, chiar de acolo din chin, din, să zic, din suferință, în loc să zic așa, să vorbească cu cuvinte, să zic așa, de durere, de asprime, Domnul Iisus și-a avut milă și spune, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Tată, ai milă, cu alte cuvinte. Și acesta, remarca, aș vrea să rămână, să zic așa, în mintea noastră și în sufletul nostru. Chiar dacă oamenii, știți că fiecare dintre noi suntem sensibili și ne milă de oameni, când vedem așa lipsiți, trântiți la pământ, murdari, lipsiți și bolnavi, cu alte cuvinte. Dar dacă omul acela, să zic, de jos, boschetarul sau, iertați-mă, da? Omul acela lipsit, dacă treci, să zic așa, pe stradă, pe lângă el și te-ar înjura, mai ai milă de el, parcă nu-ți mai vine să ai milă de el. Dacă te-ar înjura sau ți-ar vorbi urât și se declanșează imediat, nu-ți mai lasă starea asta a inimii. Dar vedem că Domnul Iisus Hristos chiar atunci când era, să zic, lovit de mulțime. Și știm, la masa Domnului, și ne aducem de aminte, Domnul Iisus Hristos a fost cu lui de toată lumea, toți trecătorii din zonă, din preajma lui. Dar și acolo de pe cruce, Domnul Iisus Hristos a strigat la Dumnezeu și, să zic așa, a strigat să aibă milă de fiecare om de acolo. Apoi, dacă ne uităm un pic și mai departe, spune așa, modelul milostivirii sau milei este Dumnezeu, însuși Tatăl Ceresc. Și Domnul Iisus Hristos are în personalitatea Lui, personalitatea Tatălui Ceresc. Vedem că are Fiul, să zic așa, are caracterul Tatălui Său Ceresc, lui Dumnezeu. Și dacă noi, și
oameni întorși la Dumnezeu, ca niște oameni credincioși, oameni mântuiți, noi aparținem Lui, Domnul Iisus Hristos, și Dumnezeu ne consideră copiii Lui. Frați și surori, dacă aș spune să zic și eu, aș vrea să las întrebarea aceasta. Noi suntem copiii lui Dumnezeu, prin Domnul, prin jertfa lui Domnul Iisus Hristos. Ce caracter ar trebui să fie în viața noastră? Nu tot caracterul lui Dumnezeu? Deci modelul milostivirii sau a milei este însuși Dumnezeu. Luca 6 cu 36. Ce te rog să fie? Luca 6 cu 36. Zice, fiți dar milostiv, cum și Tatăl vostru este milostiv. Dumnezeu să ne ajute la această caracteristică a vieții de sfințenie. Deci, Sfintele Scripturi îl descriu ca fiind milos pe Domnul, pe Dumnezeu. Și dă aici câteva texte, dar acestea nu le mai punem. Zice, Psalmul 145 cu 8 și 9, după aceea Psalmul 145 cu 102, nu, Psalmul 102 cu versetul 13, Ieremia 15 cu 5, Maleachi 3 cu 17. Dar Dumnezeu să ne ajute să vedem această caracteristică și să umblăm după această, să zic așa, trăsătură de caracter. Apoi, o altă, să zic așa, remarcă, deci așa, promisiunea fericirii făcută de Domnul Iisus pentru toți cei milostivi este exprimată prin același fel de răspuns. Vor avea parte de milă. Astfel chiar dacă e mai ferice să dai, spuneți ce ferice, mai bine este de voi să dați. Dar aici spune și mai departe. Deci nu avea milă de alții este ferici. Este ferici. Nu avea milă de alții este ferice. Fericirea supremă în sine, ci fericirea este dată de faptul că la rândul tău vei avea parte de milă. Zice, să mai citesc o dată, că mi s-a părut așa. Zice, promisiunea făcută, fericirii făcută de Domnul Iisus Hristos pentru toți cei milostivi este exprimată prin același fel de răspuns. Vor avea parte de milă. Astfel, chiar dacă e mai ferice să dai, nu a avea milă de alții este fericirea supremă în sine, ci fericirea este dată de faptul că la rândul tău vei avea parte de milă. Și atunci când dai, nu te simți bucuros, aici așa ar vrea să spună. Nu te simți bucuros că zici, bă, am dat și am rămas cu mai puțin bani în buzunar. Sau nu mi-am luat din cele necesare mie din casă și am dat la respectivul. Într-adevăr, poate ne bucurăm și în privința aceasta. Dar fericirea noastră, așa și sfârșit, să fie alta. Să fie așa cum am văzut acolo în Evrei 10 cu 34. Zice că vom avea o comoară mai mare în ceruri dacă dăm și ajutorăm pe ceilalți. Zice, pentru că știți că aveți în ceruri o avuție mai bună care dăinuiește. Și aceasta să fie fericirea noastră. Nu că suntem mai subțiri la buzunar dacă ajutorăm pe ceilalți. Nu aceasta e fericirea, ci fericirea noastră este ceea ce scrie aici în Evrei. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Apoi, mai spune încă câteva lucruri minunate. Zice, Domnului care, da, mila Domnului de care vor avea parte milostivii se arată prin. Și două puncte spune așa. Zice, nu ne face după păcatele noastre. Și o caracteristică extrem de mare. Și așa cum am spus, Domnul Iisus Hristos a strigat de pe cruce, Doamne, iartă-i că nu știu ce fac. Și zice, mila Domnului este Domnului de care vor avea parte cei milostivi, se arată prin asta. Și primul punct spune, zice, nu ne face după păcatele noastre, Psalmul 103 cu 10. Și apoi, zice, în a doua parte, zice, ne va lua să fim cu El pentru totdeauna. Și aceasta este tot o remarcă a milei, frați și surori, pentru că Dumnezeu Sfânt s-a îndurat de noi, prin Domnul Iisus Hristos, și pe niște oameni care erau îndreptați spre El. Dumnezeu și-a făcut milă de noi și ne va lua să fim cu El pentru totdeauna. Și nu o vreme, ci pentru totdeauna, o veșnicie întreagă, să vi se fie numele. Și aș vrea să închei cu citirea acestei părți de aici, din asta, și spune așa, ce milă până acolo încât să ne ia în prezența Lui, ne va răsplăti în ziua judecății, și spune așa, veniți binecuvântații Tatălui meu,
de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită, căci am fost plământ și mi-ați dat de mâncare, de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost găin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia din acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Matei 25, de la 34 la 40. Acestea cuvinte sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Și zice că, cu alte cuvinte, pe scurtat, din tot ceea ce am citit aici, dacă am făcut un om neînsemnat de pe stradă, o binefacere, o, să zic așa, din mila noastră, am ajutorat pe cei din jurul nostru. În slujba Domnului Iisus Hristos i-am făcut lucrul acesta, zice adevărat, vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia, din acești foarte de însemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Dumnezeu să ne ajute, frați și surori, ca lucrul acesta să se vadă, să zic așa, cu lucruri mari și profunde în viața noastră. Dar aș vrea să mai ne uităm la încă o trăsătură. Și încă Domnul Iisus Hristos spune în Evanghelia după Matei 9:13, zice, milă voiesc, nu jertfă. Și zice, spre că acum mila din jertfă se face. Și aici Dumnezeu să ne ajute să fim sensibili și în privința aceasta, să facem bine diferența. Pentru că mulți oameni se jertfesc, dar fără milă. Și atunci iar nu primită binefacerea pe care o face. Spune așa, duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă. Căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți și pe cei păcătoși. Și aici aș vrea să specific că Dumnezeu vrea să fim miloși cu cei care sunt în nevoie, dar să zic atenția noastră să fie și mai mare aceea de a căuta oamenii păcătoși, oamenii lipsiți, să zic așa, de Dumnezeu. Și Dumnezeu, să zic așa, ne avertizează în cuvântul Lui că să fim sensibili și în privința aceasta. Ar fi, să zic așa, insuficient dacă am fi, să zic, miloși cu cei fără mâncare, fără adăpost, fără etică. Și să nu fim, să zic așa, sensibili cu cei care se pierd din jurul nostru. Am fi, să zic așa, descomplectat cu privința aceasta. Și spune, milă voiesc, nu jertfă. Dacă am face numai jertfă și noi, ca oameni, am face toate lucrurile de pe lumea asta și nu ni s-ar părea greu, dar numai să știm că nu facem, dar numai să nu facem ce-i bine. Dar Dumnezeu vrea și mai mult să facem jertfă, dar, să zic așa, să fie concomitent această jertfă cu mila care provine de la Dumnezeu. Și atunci când vezi un om, să zic așa, necredincios, noi să lăsăm inima noastră să fie sensibilă și să declanșeze mila aceea, să-l vedem pe omul ăla, dacă nu îi spunem Evanghelia, nu îi descriem viața Domnului Iisus Hristos și moartea, jertfa Lui pentru oamenii păcătoși, oamenii aceia vor merge în iad. Și lucrul acesta ar trebui să ne provoace milă și după aceea să ne jertfim ca să îl aducem la Hristos, la mântuire. Apoi tot în această expresie este, o găsim și în Matei 12, cu versetul 7, și spune așa, când era ziua de sabat, Matei 12:7, deci dacă ați fi știut ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfe, n-ați fi osândit pe niște nevinovați. Aici m-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu, este chiar când l-o chemat, să zic așa, pe Matei, ca să fie ucenicul Domnului Iisus Hristos, și atunci treceau printr-un an de grâu, și ucenicii, fiindu-le foame, rupeau spice de grâu și le ferecau așa și le mâncau pe foame. Și atunci fariseii, ca să găsească cumva vină în ei, îi judecau și ziceau că nu-i bine ce fac în ziua sabatului și așa mai departe. Dar Domnul Iisus spune așa, zice, dacă ați fi știut voi ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfe, n-ați fi osândit pe niște nevinovați. Și aici aș vrea să ne găsim și noi, frați și surori, de multe ori, suntem aceia care imediat în loc să îi compătimim pe cei căzuți, să zicem, între frații noștri, și în loc să îi compătimim și să îi ajutăm în primul rând, mai degrabă suntem așa care să ne asemănăm cu farisei și să zicem, ia-ți, o să-mi vii
pe niște neînsemnați, pe niște nevinovați. Dumnezeu să ne ajute să fim sensibili și să fim, să zic așa, să-i compătimim pe frații noștri, să-i ajutăm și să, zic așa, prin milă, să-i ajutăm să se ridice și să nu-i judecăm, să-i criticăm și să îi osândim cu alte cuvinte. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Am spus că spun și două, să zic așa, exemple personale. Mi s-a întâmplat la început, după ce m-am pocăit, de mă duceam de aici din Tălmaci să fac legislația pentru școala de șofer. Acolo, pe la farmacia 24, pe colțurile alea, pe acolo, stăteau mulți oameni necăjiți și cerșetori din ăștia. Și nici eu nu duceam destul de bine. Și am plecat de aici, din Tălmaci, cu doar 10 lei la mine, ca să mă duc înseamnă de la Betă încolo, am plătit, când m-am dus la Sibiu și mai aveam 10 lei la mine să mă întorc înapoi. Și văzând, era o femeie, parcă mi-aduc de aminte în vârstă și invalidă, și Duhul Dumnezeu m-a cercetat ca să-i dau, să zic, ceva la femeia aia. Acum să-i dau eu care am numai banii de drum. Și Dumnezeu parcă mă îndemna și mai mult, și mai mult să-i dau bani la femeia și am zis, Doamne, nu erau nici mărunți măcar să pot să dau din ei puțin și la femeia aia. Erau banii, o hârtie doar. Și Dumnezeu zice, dă la femeia aia. Doamne, dacă tu îmi spui așa, știu că chiar dacă rămân pe drum, asta e. Și ca și surori, nu vă spun spre mândria mea, ci spun pentru că Dumnezeu, să vedeți ce lucruri mari face Dumnezeu. Și am dat banii ei, mi-am dat sala la școala de șoferi acolo, sau legislație, nu știu ce am făcut, și mă întorc înapoi, mintea mea era răvășită și am zis, Doamne, acum mă duc acasă, cum ajung acasă? Uite și vei vedea. Și vă spun, încă Dumnezeu, când m-am dus, m-a luat un om, zice, ai, zice, de-abia aștept să fac o binefacere. Nici nu am zis nimic, că n-am bani, că nu știu ce. Deci hai că n-am cu cine povesti și zice, m-am bucurat să te pot lua la ocază și mai mult. Și vă spun că Dumnezeu a fost la de grijă și de-aia am spus această experiență. Apoi, tot în perioada aceea, mă duc la Sibiu, nu știu dacă a fost înainte sau după, asta nu mai pot să spun, dar tot așa, aveam bani în buzunar, aveam ce trebuie, și Dumnezeu tot așa, am trecut pe stradă pe lângă niște oameni, cerșetorii ăștia și zice, du-te și de la respectiv. Ca altă dăți, să zic așa, și mă gândi să mă uita multe, de multe ori lucruri acestea, am zis, da, să am eu timp. Sau dau la următorul care vă duc. Și am zis, am trecut nebăgat, fără să bagă seamă șoapta lui Dumnezeu. Și zic, asta, poate că mă întorc, îl găsesc și nu, du-te și de-a. Și mă duc, nu știu cât, așa, dar nu m-am dus departe. Mă duc un pic până încolo și mă întorc. Am zis, Doamne, hai, ce să fac? Voia ta. Și vă spun rușine, frașilor, surori. Nu știu dacă a trecut vreo 5 minute și mă întorc în loc în care l-am găsit pe respectiv, nu mai era. Vedeți-mă că, să zic așa, a venit o durere în inima mea și am zis, Doamne, te rog cum o să mă ieri. Frașii surori, Dumnezeu pune în viața noastră, în calea noastră, sau mai degrabă în cărările noastre, oameni care să ne testeze viața noastră de credință. Haideți să nu zângrești. Haideți să ne lăsăm, să zic așa, folosiți de Dumnezeu, de mâna lui Dumnezeu și să nu ne pară rău că puteam să facem un bine și nu l-am făcut. Dumnezeu să fie acela care să-și primească toată slava, pentru că El merită lucrul acesta. Haideți să mânăm mai mult cu Tatăl nostru. Deci, fiți și voi milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Dumnezeu să facă ca noi credincioși din Tălmaci și din toată fața Pământului să fim și să avem și să căutăm să avem caracterul lui Dumnezeu. Amin.